Asta este zilul 131, făcut după o mașină, să fac o paranteză, toate mașinile rusești sunt făcute după mașini americane, sau se poate spune altfel, sunt mașini americane făcute în Rusia. Este făcută după o mașină Reo M35A2, care făcea lege în Vietnam în anii 70. Mașina asta, când am cumpărat-o, era unicat. Adică este unicat deoarece e carosată, adică are caroserie de transport trupe, care este foarte rară, cel puțin la noi în țară. Majoritatea sunt cu dube de radiolocații, cu... și întâmplarea a făcut să constat ulterior, în momentul reparației, că mașina asta s-a furat extrem de mult. Ca o paranteză, am făcut niște întâmpinări, niște materiale la comandamentul logistic și acum aștept să văd ce și cum și ce să facem și cum să facem. Asta e motorul lui. Motor de 8 în V, 250 de căi. Mașina americană, după care a fost făcută zilul ăsta, are motor tot de 8 în V, de 270 de căi. Ăla e injecție pe benzină, asta e carburat. Asta l-am pus aici să trece, îi fac vreo de aici, cu pune la mașină. Și are inscripție rusească că au pus-o la filmări când am fost la filmări. Să fie deci astea erau băncuțele pe care stăteau servanții. Echipamentul era pe masa aia și pe mijloc, între cele două. Și mirosul ăsta e de la silicagel. Silicagelul este în punguțele alea de pânză și este o substanță care împiedică condens. Nu se face condens. La aparatura asta, dacă era condens, le dădea peste cap.